Marți 16 februarie, la orele amiezii, un echipaj al ambulanței Satu Mare, aflat la o solicitare pe strada Cuza-Vodă din municipiu, a fost alertat de către martori care au anunțat că unei alte persoane i s-a făcut rău și a căzut pe stradă. În condițiile în care starea de sănătate a primului pacient nu era foarte gravă, echipajul a examinat rapid pacientul căzut în loc public, a constatat că acesta este în stop cardiorespirator și a trecut la acordarea primului ajutor. Totodată a fost anunțat dispeceratul 112, care a trimis în scurt timp un echipaj cu medic pentru a prelua pacientul, care a fost transportat apoi la unitatea de primiri urgențe Satu Mare.